Locuitorii din 8 sate se vor bucura de un nou drum construit după standarde europene. Este vorba despre segmentul care leagă orașul Hâncești de șoseaua Leușeni-Chișinău. Lucrările de reparație ar urma să înceapă în câteva săptămâni, iar în total peste 21.000 de persoane vor avea acces la facilitățile infrastructurii modernizate. Segmentul de drum care urmează să fie reparat capital traversează 8 localități. Este vorba despre satele Anini, Rusca, Lăpușna, Pervomaiscoie, Strâmbeni, Onești, Sofia, precum și o parte a orașului Hâncești. Drumul are o lungime de 37 de kilometri și este unul de importanță națională, deoarece face legătura cu traseul Leușeni. Conform planului de reabilitare, carosabilul urmează să fie lărgit. Totodată vor fi renovate și cele 3 poduri care se află pe acest traseu. După renovare, aici vor fi instalate stații moderne de așteptare și vor fi amenajate treceri de pietoni cu semafoare. Locuitorii din zonă spun că drumul nu a mai fost renovat de mai bine de 50 de ani și se află într-o stare deplorabilă. De-a lungul timpului, pe acest tronson s-au făcut doar unele lucrări cosmetice. Cred că e o necesitate stringentă, din care, este dacă știți, Leușeni Hâncești, chiar și când e accident, mai și se închide Poltava, se circulă pe aici, da? Și de la drumuri, practic, se începe tot, cum, după cum știu. În caz, chiar când e de o salvare sau pompieri. Eu, 2 săptămâni în urmă, din cauza la drumuri, zicem că nu s-a amenajat, am făcut un accident rutier. Aici, nu departe. Mașinile foarte le stricăm și plătim din buzunar toate este. Chestia că Promit an la an și anul s-au spus că s-a pus și de reparație, dar nu cred. Uh-huh. E că de vedeți că soarele de-a mâine sus, grâul e de cosit, dar drumul muncitor nu se văd la dânsul. De când mă știu eu, așa au fost, de când sunt eu în satul ăsta, așa e drumul ăsta, nu s-a reparat. S-a asfalt gău, borțile astea, găuri, dar restul n-am văzut asfalt, nu o spui pe dânsul. Dar și mai încet și... nu-i comod de mers, că acum sunt drumurile calitative. Proiectul va fi realizat de o companie turcească. Administrația de stat a drumurilor a transferat deja în conturile acesteia 10% din suma totală necesară pentru ca muncitorii să poată pregăti șantierul. Finalizarea contractului se preconizează a fi pentru sfârșitul anului 2027, deci contractul este de o durată de 2,5 ani. Mai sunt prevăzute careva ziduri de sprijin în serpentină, deoarece acolo riscă să fie careva alunicări de teren. Au fost prevăzute, da, și deja drumul va fi conform standardelor europene. Costul total al lucrărilor se ridică la 39 de milioane de euro. Banii au fost oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare.